Domnule primar, este foarte importantă pentru o comunitate modul în care se prezintă infrastructura. Cum stă Comuna Aliman din acest punct de vedere? Care sunt proiectele pe care le-ați demarat și pe care le-ați dus la sfârșit? Vreau să vă spun că pe Planul Național de Dezvoltare Locală 2, PNL 2 prescurtat, s-a întocmit documentația pentru 13 km la nivel de asfalt la nivelul Comunei Aliman, lucru care s-a și înfăptuit, suntem în fază terminală a lucrărilor, constând în asfaltare, așa cum spuneam mai devreme, a circa 13 km, construirea de poduri, podețe, rigole și terasamente, consolidări de maluri, acolo unde a fost cazul. Am considerat că pentru un mai bun acces în comuna noastră este nevoie de infrastructură. Pentru că acolo unde nu există infrastructură, nici investitori nu pot veni. Într-un procent, cam cum stați cu asfaltarea străzilor în comună? Deci în satele Aliman și Dunăreni avem un 85% în procent avem realizată lucrarea, urmând ca după finalizarea lucrării în aceste două sate să ne deplasăm către satul Vlahi, unde și acolo avem foarte mulți kilometri de asfaltat. Și mai avem depus la Compania Națională de Investiții asfaltarea a încă 8 km de drumuri comunale, astfel încât în circa 2-3 ani toată comuna va fi asfaltată. Ați avut realizată și în comună o investiție pe iluminat public. Despre ce este vorba? Da, aveți dreptate. Tot în Planul Național de Dezvoltare Locală 2 am accesat modernizarea iluminatului public în comuna Aliman, constând în amplasarea circa 500 de lămpi economice, care au redus cu 70% consumul de curent electric la nivelul comunei Aliman, pentru că totul se răsfrângea în facturile emise de către Enel și pe care le suportau cetățenii comunei noastre. Sunt lămpi cu LED-uri, sunt lămpi, așa cum spuneam și mai devreme, foarte economice. Repet, scopul a fost pentru reducerea facturilor la curent electric.